Uite, așa arată mașina curată. Bă, mi-am dat seama că omul de la care am luat mașina a zis că n-a spălat-o niciodată. Bă, omul ăsta a zis că n-a spălat niciodată mașina. Mi se pare insane. Bă, deci omul ăsta are încă mașina la încărcat. Bă, deci eu nu pot să cred, de 3 zile aici mașina. Cum dă eu blocat roțile? Și înainte să filmez, am făcut să fac un prank la Eddie, să-l sun că eu blocat roțile. Că gen are mașina aici de atâta timp. Și acum vreau să-i trimit poză. Și nu știu cum să fac o poză. Așa că hai că-l sun și zic, na, ai văzut poza? Și zic, da, pe părere de nu s-o trimis sau ceva sau ăsta. Da. Na, ai văzut poza? Iu, uite cum arată mașina. Mamă, deci mașina asta cred că nu a fost spălată niciodată. Păi a plouat cu noroi, cred că nu mai spălat-o de atunci. Bă, bune, deci dacă nu a cumpărat-o, nu cred că a spălat-o. Uitați-vă cum e, cum se vede colantul. Uitați-vă aici cum e colantul. Wow, nu pot să cred. Gen, m-a rugat Teddy să-i duc mașina acasă, dacă pot, dacă tot ești aici. Și a zis, ok, nu știu unde plătesc sau ce fac. Ia, ce e aici? Nu înțeleg cum funcționează mașinile astea electrice. Cred că doar cu cardul Tesla poți. Da, cred că trebuie cardul. Ok, nu mai rămâne răspuns omul la telefon, așa că am venit până la casă. Fair enough, nu? Nu știu care e faza cu Dacia asta aici. Știi ce-i toată aurie? What the fuck? Da, e doar. Cum și dată vizitei? Și-am adus suc și să-mi dea cheia de la Tesla. Ia să vedem ce-ai filmat. Verificăm dacă s-a încins uleiul. Nu s-a încins. Exact. Să nu ne încingem noi în locul lui. Bă, 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 bă. Bă, ești periculos. Eduard, ai nevastă, Eduard. Dar stai, mă, că ce-am zis eu? Adevărat, adevărat. Ce zici, ce-o fi? Eu ce, n-am să refuz? E unul să refuz, vei? Tu stai să faci ce-am văzut unul de unul să-l cinc. L-am luat pe Rami să mergem să-i aducem Tesla. Bă, da, și gunoiul are ăsta în fața casei. Dar nu mai să mergem cu șeptarul ca să nu... Ca să nu ce? Mai pornești, să-mi zic eu. O, S-ul? Bine, hai, nu mai consumăm benzina la S. Știi cum e consumare? 29 am consum, 34 consumare S-ul meu. Ah, mergem cu șeptar. Care dintre ele? Ăsta sau ăsta? Ah, ăsta. Chiar e tare rău șeptarul ăsta pentru anul lui. Deci, nu știu, scrieți în chat din ce an credeți că e șeptarul ăsta. Deci, e chiar curios dacă o să ghicească cineva. Bă, pe bune, mi se pare bijuterie șeptarul ăsta. Și l-a luat la un preț extraordinar de bun. Vezi că e și frigider acolo. Deschide ăla, să vezi că are frigider. Da? Și mai dă încă o dată, deschide și ălalt? Da? Uite, ăla e frigider. Da. Poți să-l setezi, cred că a fost puțin rapidă și de aia, dar oricum. Da. Pentru banii lui, să moare de nu mi-aș lua unul din ăsta. Mi se pare mai șmecher decât ăsta, din stânga. Mai șmecher decât ăsta? Da. 2 milioane de ori. Clar. Numai interiorul ăsta. Bă, volanul e foarte bine că l-o schimbat, dar da. În rest, lux. Din păcate nu mai merge încălzire în volan. Aia e. Dar, sincer, aia merită. Aia. Ai văzut volanul vechi? Da, am văzut. Coajă. Ia, ce mai era coajă. Și soft close. Da? Bă. Nu, îi lipsește absolut nimic, poate sistemul audio. Da, sistemul audio, că, dar pui un carpile rezolvat și după, da. Gen că se aude așa, cred că de la auxiliar. Da, că clar. Se aude urât de la auxiliar. Și n-are Bluetooth-ul incorporat, asta ce am observat eu. E bine, mă, nu vă zicem din ce an e mașina, dar las pe voi să ghicit. Hai să și spălăm cadou, nu văd tot niciodată cu aia spălată. Hai, da, să și spălăm. Mamă, miroase, știi cum miroase mașina? Odios. Mamă, dar știi de la ce? De la ce? Miroase a scoțișoare. De la fructele alea, e un umăr acolo, lăsat la căldură. Ah. Nu știu. Deci fii atentă, stai așa să vezi. Am crezut că trebuie să apăs. A, deci chiar trebuie să apăs. Am apăsat în partea greșită. Bă, e mult. Aici e o combinație de miroșuri. Mamă, are un măr aici care e de nu știu câte zile. Cu asta are 4 metri jumate. Mamă, dar ce mare e mașina. Mamă, vărule, cum e mașina asta. Bă, voi vedeți cum își ține asta mașina? De zbăr, cred că ar plânge în interiorul lui. Și stai, cum fac? Are start-stop ceva? Să mor eu, ce... Și cum merge cu barca, doamne, wow. Ciudat. Bă, nu pot să cred. Dar n-are și ea ceva răcoare, e că mor de cald. Am vrut să văd dacă are panorat de ăsta, să pun așa, că-mi bate soarele în ochi. Ba da, trebuie să aibă ceva, dar nu știu cum să funcționează. Mă intoxic în mirosul ăsta de mâncare. Ioi. Când nu știi să folosești mașina. Oi, oi, oi. Păi da, dar mașina are climă, știi? Are 100% are, dar nu știu cum funcționează. Mamă, dar ce frumos se conduce, nu pot să cred. Mamă, dacă închizi geamul, e game over. E caldă mori, nu stai, așa? Stai, uite. Bun, hai că am pornit și aerul condiționat, let's go. Bă, cât de tare. Băi, tare mașina, n-am ce zic. E chiar foarte șmecheră mașina asta. Deci Model X-ul chiar mi se pare mai șmecher decât Model 3-ul. C-
că e și SUV așa și la asta și se deschid așa ușile așa frumos în sus. Interiorul ăsta e foarte șmecher. Deci eu știu pe zbâr că toate mașinile și le ține impecabil de curate. Bă, impecabil de curate, incredibil de curate. Eu nu înțeleg cum are timp să spele toate mașinile. Mă rog, nu el le spală pe toate. Daniel le spală. Cred că dacă ar vedea zbâr cum arată Model X-ul ăsta în interior, l-ar durea sufletul, că Model X-ul a fost dream car-ul lui zbâr. Pe care, na, l-am vândut în cele din urmă, fiindcă și-a luat Taycanul. Și dați-vă cum e tabletoaica asta, așa. Dați-vă ce frumos se vede pe tabletă. Și ce interesant e în SUV. Îți place cum e în SUV? Da, e mare, zici că n-avă spațial. Am ajuns la spălătorie, așteptăm. Bă, deci imaginați-vă, mi-apar în bord de erori. Nu mai funcționează camerele din cauza jegului de pe mașină. Uitați-vă la mărul ăsta cum e. Sau uitați-vă la interior cum e, uitați-vă la interiorul ăsta cum e. Sucuri, ambalaje. What? Ce? Nu pot să cred, jocuri? Bă, nu cred. Ce? Bă, mașina asta are jocuri cu aie. Da. Care ce? Eu sunt la de sus, da? Deci, așa arată mașina acum și o spălăm imediat, să vedem după. Așa arată mașina curată. Bă, mi-am dat seama că omul de la care am luat mașina a zis că n-a spălat-o niciodată. Bă, omul ăsta a zis că n-a spălat niciodată mașina. Mi se pare insane. A rămas jegul efectiv imprimat în colan. Bă, cum e posibil așa ceva? Bă, și uite cum se văd acum camerele și toate astea. Bă, ești nebun, altceva, tata. O să zic, părerea mea sinceră despre această mașină e că se conduce șmecher și așa, dar nu cred că e pe gustul meu. To be honest, simt că e prea mare, prea așa, nu știu, nu mi s-ar potrivi neapărat o mașină de asta. E așa frigider, nu știu, mă simt ciudat. Mă simt ca și cum îs fruc din ăla de pe raft, din raftul din frigider, în mașina asta. Știi? Când pun un fruc de ăla. Sau ca și cum îs un nou de ăla. Uite, mă, zmeu. Wow, da. Wow, n-am mai văzut un zmeu de 100 de ani. Ce tare. Și cred că s-a stricat volanta. De ce zic asta? Yay. Nu am mai tată să cumpăr altă mașină, gata. Gata. Băi, știi cum mă simt? Deci cu șeptarul ăsta mă simt ca și cum aș avea iar 19 ani. Și n-am bani așa, dar am și o mașină șmecheră și o curăț. Și știu, uite așa lumea la aia și mă simt bine. Da, chiar am zis ce tare arată șeptarul spălat. Da, da, ia vezi Tesla, ia vezi tată. Trebuie să schimbi colantul ăsta după ea. Mai mai frumos șeptarul, să vină de față. Ia să vedem. Ia, să vedem. Mare coaie mașina, uite cât de mic pare șeptarul mai nou. Da. Vezi? Da. Să scrie lumea în comentarii care vi se pare că e mai tare, șeptarul sau Tesla.